prezentarea pe trei capitole foarte mari și prima o să fie foarte pe scurt, am să vorbesc despre partea de management și de strategie. Fiindcă am fost implicat, așa cum Florin Drăgan, domnul rector, și cu președintele Senatului, profesorul Vasiu, au spus, de la bun început în activitățile online, pot să vă spun că noi am fost destul de rapid, ne-am adaptat. Deja în 13 martie aveam un plan și o strategie pentru trecerea complet în online. Ea a fost făcută publică, a existat explicații, sesiuni de pregătire, informații, inclusiv ghiduri care au fost integrate și oferite profesorilor și după aceea și studenților. A fost destul de așa, pe repede înainte făcut. Pot să spun că prima săptămână a fost, Florin îi place să o numească un buffer, deci noi am încercat să modificăm cât se poate de mult din campusul virtual, să-l adaptăm, să facem sesiuni de training și mai ales să creăm cât mai multe metodologii. Am avut și avantajul major că campusul virtual, care este o platformă bazată pe Moodle, exista, era folosit deja de foarte multă lume, veți vedea niște cifre mai încolo, și acest lucru ne-a permis să putem să-l integrăm destul de repede. Adică facultățile și cursurile care nu au existat în campusul virtual să fie destul de repede integrate și utilizate, fiindcă ele existau, deci erau într-un mod, noi zicem, dormit. Deci ei erau într-un mod mai lent, mai ascuns, era folosit doar așa ca mic suport informațional în acea perioadă. Care a fost planul de acțiune pentru aceasta? Deci ca să trece educația online, care e planul de acțiune și care sunt de fapt ceea ce noi vă oferim ca experiență în acest moment și care cumva a fost primul lucru pe care l-am făcut cu cadrele didactice din Politehnică în sesiunile de pregătire cu ei. În primul și în primul rând am făcut un plan de acțiuni inițiale, care în primul rând a însemnat transferul cursului identic cu ceea ce exista în, să zicem, în mediul, în campus, cu ceea ce exista în cursurile și în seminarele, laboratoarele și proiectele inițiale în online. Problema a fost că multe dintre cursuri erau foarte lungi, au existat probleme de conectare la început. Faptul că mulți au crezut, ok, ne mutăm cu cursul online, ținem videoconferință, câte ore am avut față în față, atâtea vom ține și în online. Asta a fost ideea inițială a multora dintre colegii noștri și sunt convinsă că acest lucru s-a întâmplat cam peste tot poate în țară. Și au spus că mergem și ținem 2 ore de curs, 2 ore de laborator, 1 oră de proiect cu studenții în online, încercăm să le arătăm ce putem să le arătăm, ce activități avem, multe dintre laboratoare și din activități aveau simulări, erau filmate, restul le vom, ce nu putem să facem fizic cu ei, vom încerca să facem când ne vom întoarce în campus. Aceasta a fost politica pe care cele mai multe dintre cadre didactice au încercat să o adopte în ziua zero, cum noi numim. Problema este că astfel lipsește interacțiunea. Este foarte neinteresant, este mult prea lung, mult prea obositor pentru studenți. Acest lucru noi cumva l-am știut, dar a fost destul de dificil să facem ca absolut toată lumea din Politehnică să înțeleagă acest lucru și să înțeleagă că studenții învață altfel online, că trebuie să ne folosim de facilitățile și de avantajele pe care mediul online le are pentru a putea să utilizăm la maxim această perioadă. Și aceasta pentru, din perspectiva noastră, a însemnat în special pregătirea unei perspective pe termen mediu și lung. Cum am făcut asta? Prin schimbarea paradigmei. Deci putem să spunem că am impus o schimbare a paradigmei a modului de desfășurare și acest lucru poate s-a întâmplat datorită faptului că noi am putut să colaborăm împreună, existăm o echipă foarte bună la centrul de e-learning, am colaborat cu administratori și cu decanate și cu toate instituțiile din universitate, entitățile din universitate, încât să putem să livrăm o structură de educație online mult mai adecvată învățământului online, care să se mute cumva din această zonă de urgență într-o zonă de perspectivă pe termen mediu și chiar pe termen lung, lung însemnând și pentru la anul, deci perspectivele prin care noi putem să ne îmbunătățim sistemul educațional și modul de livrare al educației în Universitatea Politehnică, inclusiv și la anul.